Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, proiect ambițios. Consiliul Județean Bacău, proiectele anului 2024. Un urs face prăpăd la gura văii. La finalul lunii ianuarie a avut loc conferința de presă susținută de directorul general al Raja Aurel Presură, de primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, dar și de către consultantul proiectului pe fonduri europene Gheorghe Boieru. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, un proiect ambițios ce asigură locuitorilor accesul la un standard normal de viață. De altfel, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină și-a exprimat mulțumirea față de implicarea celor de la Raja prin implementarea proiectului de alimentare cu apă. Din punctul meu de vedere, refuz să cred că vreun primar în țara asta nu vrea să-și dezvolte comunitatea, refuz să cred că alții s-ar comporta altfel, nu consider decât o responsabilitate a mea în ceea ce s-a întâmplat. A existat cu adevărat o bună colaborare între autoritățile locale și reprezentanții Raja. Nu trebuie să uităm vremurile în care, deși încă mai există critici când se oprește apa, în cele mai multe situații și situațiile grave sunt independente de primărie sau de Raja, pentru că știm cu toții că avariile mari, avariile care creează disconfort sunt pe conducta de aducțiune, conducta care nu aparține Raja. Doar că noi, eu în primul rând și după care și Raja, ne luăm în jurăturile, independent din voința noastră și de posibilitățile pe care le-am avea să eliminăm acest disconfort. Cei mai mulți dintre oneșteni înțeleg acest lucru, dar sunt și care asta fac, sunt specializați în a aduce critici. Nu trebuie, încă o dată spun, nu trebuie să uităm vremurile. Eu am prins și 2012, în, ocupând funcția de primar în primul mandat, când întreruperile erau cu adevărat grave la nivelul localității noastre. Trebuie să recunosc că venirea firmei Raja la Onești a adus plus valoare și încă continuă să aducă plus valoare. Beneficiile care le vor resimți cu adevărat oneștenii vor fi abia în momentul, așa cum spunea și domnul director, în momentul în care va porni stația de captare. Deși noi astăzi suntem aici pentru a discuta și subiectul principal este stația de tratare a apelor uzate, cu adevărat oneștenii vor resimți plus valoare în urma acestei investiții în momentul în care vom avea a doua sursă de apă, când nu vor mai exista întreruperi majore. Și când spun că nu vor mai exista întreruperi majore, mă refer la faptul că având această a doua sursă de apă, Oneștiul va avea permanent apă, plus că se va construi și al doilea rezervor, cel de 7500 de metri. Acum avem o mică problemă și s-a resimțit în luna decembrie, pentru că unul din rezervoare de 10.000 de metri, din cele două rezervoare, este în reabilitare și avem doar un singur rezervor din care nu se poate consuma decât maxim 7.000 de metri, pentru că 3.000 trebuie să rămână pentru situații de urgență. Un alt beneficiu este acea sectorizare, acele vane de control care din nou vor reduce disconfortul, pentru că nu vor mai fi oprite străzi întregi, jumătăți de oraș, ci se, în momentul unei mici avarii se va opri una din cele 37 de zone contorizate și separate de aceste vane. Îmi place să cred că s-a format o relație corectă, bazată pe respect reciproc. Suntem într-o echipă, funcționăm ca o echipă, am găsit înțelegere ori de câte ori a fost nevoie, trecând peste micile inconveniente inerente de altfel din timpul lucrărilor, lucrurile au funcționat, zic eu, destul de bine și am depășit, am găsit soluții pentru a reduce disconfortul
ori de câte ori, cel puțin cu George, cu domnul Badea, cu domnul Petronel, ne-am întâlnit la un moment dat și spuneam la o altă conferință, cred că vorbesc cu George mai mult decât vorbesc cu soția. Cel puțin pe timpul lucrărilor și cu domnul Badea de asemenea, cu domnul Petronel, pentru că îi nominalizez pe dânsii că dânsii au fost direct implicați în acest proiect. Am găsit soluții, am găsit înțelegere, zic eu, reciprocă și am putut depăși cu bine implementarea acestui program. O investiție, repet, benefică pentru comunitatea noastră, care se va simți în timp, se vor vedea diferențele, deși oamenii se învață foarte ușor cu binele. Toți, mulți dintre noi am uitat cum era pe vremuri, cu siguranță vom uita și ce se întâmplă acum și în momentul în care va fi o mică avarie, la fel, vom primi criticile, dar critici asumate. Dar clar este că odată cu această stație de captare, lucrurile vor intra într-o normalitate, așa cum spunea și domnul director, fiecare localitate trebuie să aibă două surse, este obligatoriu să aibă două surse de apă pentru a elimina marile probleme, întreruperile majore de furnizare a apei. Eu vă mulțumesc domnul director, sper că vom colabora la fel de bine și de acum înainte. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor ce urmează a fi implementate anul acesta în județul Bacău, menționând faptul că instituția pe care o conduce este un partener de încredere în concretizarea acestora. Sunt niște proiecte ambițioase. Te rog, tot infrastructură de sănătate, 13 proiecte, valoare totală 621.762.549, dar nu o să vă mai citesc când am avut fonduri europene, aproximativ 315 milioane, buget propriu, 100 de milioane, buget de stat 1.479, în curs de cele două, în curs de depunere, post și vei, n-au apărut încă ghidurile de depunere. Noi avem pregătite proiectele, dar o să vă explic pe fiecare parte. Și apoi contribuțiile UAT-ul, 3.786.074. În asemenea, tot așa cum am prezentat proiectele finalizate, să știți că pe aceeași structură ne-am dus, doar că ne-am mai extins, ne-am dus și pe altceva, care nu aveam până acum. Te rog. Hai să începem cu primul proiect, care e cel mai important. Adică cel mai, să zic, vizibil și cel mai discutat în ultimii 14 ani, 15 ani. Fostul Spital Municipal Bacău. Noi, în decurs de... Eu am să vă spun o mică... Nu neapărat o mică povestioară, dar cred că e bine să punteze anumite lucruri. Ce am făcut din noiembrie 2022 până acum? Din noiembrie 2022, pe lângă faptul că s-a obținut finanțare, s-a reușit trecerea pe PNRL, pe lista din cele din 49 de proiecte, noi am ajuns undeva pe locul 5 după puntaj. S-a reușit semnarea contractului de finanțare, s-au făcut documentele pentru scoatere la proiectare plus execuție, ca să mai mișorăm din timpii, să evităm niște pași falși. S-a scos la licitație în vara anului 2023. Am avut o licitație ratată. Ratată. Nu, n-aș putea spune ratată. Nu s-a putut, a trebuit anulată. De ce? Pentru că cei care au participat la licitație nu îndeplineau condiții. Este o lucrare care nu cred că poate să o facă oricine, trebuie să aibă o experiență și nu ne putem permite ca acest contract sau acest obiectiv să nu fie realizat în termenul prevăzut. Tocmai de asta am fost extrem de scrupuloși și am descalificat tot ce nu corespundea cerințelor noastre și atunci s-a reluat licitația. Suntem în această perioadă, suntem în fază de evaluare documente, de clarificare, de fapt în evaluare duală. Efectiv, știm cine este propus câștigător, dar mai avem documente de clarificare, să vedem dacă corespund documentele depuse, documentele declarate cu cele depuse. Cam asta ar trebui ca undeva
într-un termen rezonabil de câteva zile să putem anunța câștigătorul și, bineînțeles, o să urmeze perioada de contestație, care e posibil să fie, posibil să nu fie. Este extrem de ambițios în perioada de implementare, dacă ați văzut, este iunie 2023, așa este trecut aici, dar să știți că nu o să fie această perioadă de implementare, o să fie mai încoace. Adică mă refer la partea de să semnăm contractul undeva, poate în februarie. Și din momentul când s-a semnat contractul, începe și perioada de execuție a acestui proiect, care e proiectare pus execuție. Am dat un termen foarte scurt de proiectare, în așa fel încât să înceapă execuția, pentru că studiul de fezabilitate și documentele puse la dispoziție se duc în apropiere, adică de a putea realiza un proiect într-un termen foarte scurt. Și aici se arată și capacitatea societății care va câștiga sau întreprinderea va câștiga lucrarea, dacă reușește, adică se reușească să încadreze în termen. E undeva, dacă vedeți, iunie 2023, martie 2025, aproximativ un an de zile în realizare, ca să elimin orice altă discuție, că am mai auzit discuții în zona, în zona Spitalului Județean Doamne, dar durează 7 ani, durează, nu o să dureze 7 ani, nu o să dureze nici 5 ani, o să dureze cât scrie în contractul de execuție, cât scrie contractul asumat de antreprenor. A doua noapte de teroare, ursul terorizează locuitorii din Gura Văii. Prezența neașteptată pune pe jar comunitatea din Capăta Gura Văii pentru a doua noapte la rând. Autoritățile intră în acțiune pentru a proteja locuitorii îngroziți. Ursul a devenit protagonistul unui scenariu de coșmar în satul Capăta din comuna Gura Văii, creând panică și stres printre locuitori pentru a doua seară consecutiv. 7 animale au fost fâșiate în cele 2 nopți de când terorizează gospodăriile din Gura Văii. O forțat ușa. O deschis ușa, o fugărită, și capra afară, o fugărită pe aici prin curte și acolo o omorât între lemnele alea. Da, a omorât-o? Da. Și când am văzut că am deschis poarta și am aprins becul, o sărit, am auzit poarta tranc, cum o sărit peste poarta, că e din metal. Am înțeles, și l-ați văzut? Nu l-am văzut, că eu nu știu ce este. Am venit în o grad aici, am aprins becul, zic, cine știe ce-o fi. Dar, Matale, nu ți-e frică totuși noaptea? Dar nu m-am gândit atunci să fie frică. Dar după aia, când ați auzit, da, v-ați văzut că a fost, ați văzut urma de urs, da. Ați văzut, v-ați gândit, zic, Doamne, dacă vine peste noastră? Dar m-am dus pe la, pe aici, pe la sieră. Așa. Și am un tractor așa acolo și să vedem să s-a întâmplat ceva, că zic, au auzit vecina câinii lătrân, zic, poate s-a dus cineva la tractor așa acolo, zic, să facă rău. Și am venit prin grădină. Și prin grădină am văzut pe zăpadă urmă. Nu mi-a fost frică. Noastră câți ani aveți? 83 împliniți. Am înțeles. Mergeți pe 84. Pe 84. De când sunteți noastră, v-ați pomenit pe locurile astea? Niciodată. Lupi erau până prin 60, au mai fost lupi. Dar acum lupi nu erau, țineam capile în câmp aici, în grădină. Nu mi s-a întâmplat niciodată nimic. Și acum nu vii frică că ați văzut cât prăpăd a făcut? Păi da, ce frică să te mai duci în păduri după un buriet, după urzică? Dar și în gospodărie, noaptea? Ești cu frică. Dar dacă aveați toate caprile libere aici în curte? Le rupea pe toate. Toate le rupea. A tras de ușă de aici, a îndoit zăvorul, l-a dat peste cap și a intrat înăuntru, capra era slobodă și a ieșit afară. Și o fugărit-o pe afară, că dacă intra aici așa la toate, le omora pe toate. Și acum, ce faceți ca să le asigurați să nu mai... Păi am mai reparat pe aici, am mai pus niște plase la gard acolo, ca să fie mai înalt, dar ursul se suie și în copac, da, pe un gard. O a plecat în jos. O sări pe aici, a venit în curte și când s-o speria din mine, o sări pe partea asta, uitați-o cum e îndoită sârma aici. Păsărit. Acum am pus eu plasa asta de aseară ca să fie asigurat aici. Nu mai vine. De aici au sărit. Deci vine dinspre pădure. De aici au venit pădure. Au venit prin bucată, că se cunoșteau urmile el. S-au dus pe drumul ăsta, că am drum pe aici. Era da, capra. Așa, nu poți să te duci. Dacă nu au văzut că e panica prea mare, atunci au alertat. Și au venit niște copii și când deja au auzit ursul sărind, cât sunt. Dar, Matale, locuiești singur aici? Cu nevasta. În miezul nopții că e urs.
Nu poți să știi. Poți să știi că e om, poți să știi că e vulpe, poți nu să știi că... Nu vă e frică noaptea? Cum să nu fie frică? Cum să nu-ți fie frică? S-aude atâtea că o rup și-o făcut. Cum să nu-ți fie? E mare. O deschis poarta asta, că era cu cuiul celălalt și bag și o scândură în ea. O deschis-o și le-o tras aici. Aici cred că o omorât-o, că e mult sânge aici. Și după aceea le-o tras acolo. Acolo așa le-o găsit. Nu le-o mișcat din loc. Acolo le-o găsit, dar oile de noaptea le închideam aici, nu le lăsam afară. Au iesle, le-am pus mâncare aseară, zic că le-am pus și nesle de afară, zic că când le dau drumul dimineața să nu le mai aduc, să le pun mâncare de aseară, le-am pus tainul. Și dimineața când au venit, zice, le-au omorât. Ați mai auzit să fie urs pe aici, în zonă? Niciodată. Am 65 de ani, eu n-am, până acum n-am auzit. Nu vă e frică? Doamne ferește, poate veni oricând și peste noastră în casă. Ne frică? Cum naiba să nu fie frică? Ne frică pentru că am nepoțelele, ies la veceu și aia mitică are 9 ani, o mamaie de acum nici nu mai ies noaptea singură. Că nu le era frică, ieșeau singuri, se duceau la veceu afară. Acum? Au zis, mamaie, nu mai ies la veceu singură. Dar să nu vă e frică? Da, dacă mi-e frică, ce să fac? Na, ce să facem? Trebuie să... Eu am zis că nu intră pentru că e împrejmuit, nu stăteam ca în câmp ca să n-am gard, să n-am... dar o rupt, uite cum o rupt scândurile acolo și aia. Tânăr de 17 ani arestat la domiciliu pentru 30 de zile. Într-un incident recent pe DN2 E85 din zona Bacău, un tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile în urma unui episod periculos pe șosea. Evenimentul a avut loc pe 26 ianuarie, când polițiștii secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au intervenit într-o situație de risc. Autoturismul condus de tânărul în cauză a fost identificat în localitate, iar polițiștii au procedat la semnalele regulamentare de oprire. Cu toate acestea, șoferul a evitat oprirea, continuându-și deplasarea. O echipă de polițiști a demarat o urmărire în trafic, reușind să blocheze autoturismul și să extragă conducătorul auto de la volan. Verificările ulterioare au dezvăluit că tânărul de 17 ani din Parava nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Testarea la aparatul etilotest a indicat rezultate negative pentru consumul de alcool sau alte substanțe. Mai mult, s-a constatat că autovehiculul nu avea inspecția tehnică periodică și nici asigurare de răspundere civilă obligatorie, documente esențiale care nu erau valabile la momentul controlului. Polițiștii au luat măsuri imediate aplicând 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.300 de lei. Ca măsură complementară au dispus retragerea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare și a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Pe 31 ianuarie, după administrarea probatorului, tânărul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău. Parohia Grozești Oituși a sărbătorit hramul de iarnă. Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur de la Constantinopol anul acesta, împlinindu-se 1620 de ani de la exilul Sfântului din anul 404. Odată cu sărbătoarea hramului, au mai fost punctate în parohie alte 2 evenimente, respectiv împlinirea 110 ani de la Sfințirea Bisericii închinate Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena și 90 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului Ioan Tudorache, ctitorul bisericii. Seria evenimentelor duhovnice a durat 3 zile prin săvârșirea în prima zi a slujbei privegherii, a doua zi slujba acatistului și ultima zi a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de slujitori. În aceeași zi a fost sfințit portalul Oituzului la 320 de ani de la sfințirea capelei cu hramul Adormirea Maicii Domnului din anul 1704. Fiind pregătiți de cumpășim pe poarta bisericii, de icoanele care le întâmpină, toate cele pe care le împlinim în biserică, le aducem spre sfințire, pentru că le consacrăm Domnului, le mânăm Domnului. Și o ultimă pregătire, pentru ca ceea ce noi lucrăm și aducem în dar Domnului, să devină mai apoi dar al lui Dumnezeu pentru noi, precum sunt biserica și aceste icoane, toate cele prin care cunoaștem pe Domnul mai mult și Domnul ni se împărtășește. Biserica este loc în care slăvim pe Dumnezeu, loc de întâlnire în mod deosebit cu Dumnezeu. Spunea Sfântul Mucenic Ștefan, citând pe prorocul Isaia, ce loc îmi veți găti mie?
care este locul picioarelor mele. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dar în Cartea Regilor, de asemenea, Solomon, Cartea Regilor, Cartea a treia a Regilor, Solomon spune, Tu ai spus, Doamne, că numele meu va fi acolo. Această vale a urtuzului, o vale a plângerii, pentru că pământul acesta și toate deaurile și munții acestea rostesc de sângele înaintașilor noștri care și-au jertfit viața și nu putea ca acest hram de iarnă în această sfântă și dumnezeiască zi închina celor doi mari părinți ai bisericii, Efrem și Isaac Sirul, și mai cu precădere închinată Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, care, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit și care ne-a rămas de la el atâtea și dumnezeiește învățături. Care ne îndeamnă cu gândul la înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, cel care cu atâta dragoste, mai bine de 2 luni în urmă, ne-a spus că nu trebuie să uităm eroii, ceea ce de altfel s-a materializat în acest eveniment, cu mulțumire față de înalt preasfințitul Mitropolit Teofan, care a binecuvântat acest eveniment. La manifestarea religioasă a participat și o delegație a filialei județene Cultul Eroilor, care, prin președintele ei, Dănuț Voicu, a evocat importanța cinstirii memoriei eroilor neamului, care s-au jertfit în luptele de pe Valea Oituzului, Valea Trotușului, în primul război mondial și a armânat preasfințitului părinte Nichifor Botoșăneanul o plachetă acrilică din partea filialei Cultul Eroilor. Așa, după cum se știe, Asociația Națională Cultul Eroilor își desfășoară activitatea sub oblăduirea spirituală a Bisericii Ortodoxe Române. Participarea astăzi, împreună cu membrii biroului executiv la aceste evenimente de la Parohia Cruzești, este o datorie a noastră și o obligație descendentă față de eforturile, față de jertfele înaintașilor noștri. Înainte de intrarea României în primul război mondial, ministrul de externe al Imperiului Austro-Ungar spunea că dacă va câștiga, România va fi distrusă. Dacă războiul va fi câștigat de România și aliații săi, atunci Imperiul Austro-Ungar se va destrăma. Bătăliile, cele 3 bătălii de la Oituz, de pe aceste teritorii, de la Cașin, de la Mănăstirea Cașin până la Palanca, au făcut ca România să fie alături de învingători, în pofida atitudinii ezitante a aliaților, în special Rusia, dar cu sacrificiile a câtorva sute de mii de ostași și eroi necunoscuți. Poate Oituzul merita mai mult, așa cum s-au făcut și la Mărășești, Mărești, Sobeșa, să aibă și un mausoleu, loc de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru victoria în primul război mondial. N-a fost să fie așa datorită faptului că au fost mari eforturi materiale ale locuitorilor de pe aceste meleaguri, care totuși au lăsat locuri de desfințire. Este vorba despre Monumentul Eroilor Cavaleriști de la cota 383 de pe dealul Coșna. Este vorba despre cimitirul internațional, vorbesc numai de pe teritoriul comunei Oituz, cimitirul internațional de la Poiana Sărată și, nu în ultimul rând, acest cimitir refăcut cu efortul localnicilor și al altor contribuabili la centenarul de la 1918. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 6 februarie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 8 grade Celsius. Miercuri, 7 februarie, vremea se mai încălzește, cerul va fi parțial noros. Vom înregistra o maxima zilei de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.